Salut, camarazi! O să o fac un clip acum și o să vă prezint în câteva minute ca să vă deschid puțin ochii ce se întâmplă în țara noastră, cum forțe malefice, servicii secrete, entități private, corporatiste s-au unit ca să calce România în picioare, să o subjuge, să o mulgă ca pe o vacă până la ultima picătură de lapte, să ne facă sclav, să ne ia și țara, să ne distrugă pur și simplu. Eu zic că ăștia sunt oameni irresponsabili care trebuie trași la răspundere pentru crimele, că astea sunt crime contra poporului și român și a României. Eu zic că trebuie trași la răspundere și scoși din circuit. Momentan, Dicotul are o anchetă în curs pentru contra deputatului Haur, George Simion, pentru înaltă trădare. Deci, vă repet, e o anchetă în curs contra șefului Haur, George Simion, pentru înaltă trădare. Tot ce face el în ultimul timp sunt atacuri la securitatea națională a României. Sunt infracțiuni de trădare națională prevăzute în codul penal la articolul 394, fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau organizație străină, ori cu agenții acestora, în scopul de a submina stabilitatea națională și suveranitatea națională sau independența statului prin ajutarea unei puteri sau unei organizații străine, pentru desfășurarea de activități ostile împotriva securității naționale, se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani. Deputatul Haur a făcut promisiuni publice că va acorda cetățenia română unui număr de 800 de mii, deci vă repet, 800 de mii de etnici ovrei din Israel. Conform prevederilor articolului 3, aliniatul 4 din Constituția României, pe teritoriul statului român nu se pot strămuta sau coloniza populații străine. Deci, vă repet, pe teritoriul statului român nu se pot strămuta sau coloniza populații străine. El recent a bătut palma cu ambasadorul Israelului, deci probabil că a primit și niște fonduri. Dacă țineți minte, a fost în sinagogă și a pus și cipilica. A recunoscut Holocaustul din România, deci noi practic am avut camere de gaz în România, ca la Auschwitz, ca la Treblinka, ca la Dachau. Deci toată România erau numai camere de gaz, înțelegeți? Așa zice el. Așa? Evrei ucis el a recunoscut că evreii în România au fost uciși din inițiativa guvernului român și executat de români. A recunoscut de asemenea fenomenul antisemit în România. Eu n-am văzut niciodată așa ceva în România, fenomen antisemit, dar el l-a recunoscut. Încalcă și prevederile articolului 2, aliniatul 2 din Constituție. Niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în numele poporului. Deci niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în numele poporului, în nume propriu. Ori partidul Haur sau George Simion nu reprezintă poporul român. Ei sunt o mică entitate, după cum se știe, ei sunt crescuți în sondaje de SPP, de STS, de SRI, de toți ăștia. Ăștia îi urcă pentru că au nevoie de el. De fapt, e o săgeată și aurul sunt niște săgeți împănați de alogeni și de trădători de neam și țară. Simion a călcat în picioare dreptul suveran al poporului român. Numărul de 800 de mii de evrei e o fantezie.
După 1945, în România erau 400.000 de evrei care au renunțat benevol, prin cereri personale, la cetățenia română. Deci, vă repet, când au luat comuniștii puterea după 23 august 1944, în cursul anului 45, 400.000 de evrei au renunțat benevol prin cereri la cetățenia română. Deci, organizațiile mondiale evreiești au făcut presiuni imense asupra statului comunist să-i lase să plece, pentru că aveau nevoie de ei ca să populeze Țara Sfântă, care era plină cam de arabi. Tot statul român curățase România de câteva sute de mii de elemente fasciste, antisemite, legionale și de criminalii de război iudeoctoni. Prin urmare, acturi de părăsire a patriei, pentru că România era patria lor, patria celor 400.000 de evrei. Actul de părăsire a patriei, pe care tot ei o forțaseră să le acorde grabnic cetățenia română cu câteva decenii mai înainte, se numea act de trădare națională și de subminare a economiei. Deci, în momentul când au venit comuniștii, bolșevicii la putere, ei au plecat toți. Deci, actul în sine e. Înțelegeți ce vrea să zică actul ăsta. Așa. Cei 400.000 de evrei trădători au refuzat să mai stea alături de poporul român în momentele grele ale istoriei noastre naționale. Deci, vă repet încă o dată. Cei 400.000 au refuzat să mai stea alături de poporul român în momentele grele ale istoriei noastre naționale. Trebuie să vă spun că foarte mulți dintre ei veniseră din Polonia și Rusia țaristă, unde erau omorâți cu parul ca niște câini, unde se făceau pogromuri tot timpul. În România au dus-o bine, pentru că românul e prost, după cum știți, și revolta din 1900, răscoala din 1907, care a început la Flămânzi, a început tot din cauza lor, pentru că la Flămânzi numai evreul Fischer administra 11.000 de moșii, 11 moșii, știți? Deci tot din cauza lor au fost împușcați 11.000 de țărani români de către peneliști și armata română. După Institutul Elie Wiesel, rezultă că cei care au fost omorâți în al doilea război mondial în România, pe teritoriul românesc, ar fi de 330 de mii care au pierit, să zicem, în celul de-al doilea război mondial. Mie personal, cifra mi se pare foarte mare. Știu că legionarii au pus, nu știu, 10-15 dintre ei în cârlige la abator, la Iași. O mai fi fost și pe aici și pe acolo, dar mai știu și eu alt lucru. În momentul când România, armata română, în 40 a reocupat teritoriile românesc, Basarabia în primul rând, ei trăgeau de pe acoperișuri și să împuște ostașii români și le aruncau cazane cu apă fiartă în cap. Pentru că ei erau deja prosovietici, pro-Stalin, știți? În România Mare, în 1930, erau la recensământul din 1930, deci România Mare, Basarabia, Bucovina, Herța, erau 756.000 de evrei. Deci, dacă luăm în calcul că 330.000 au murit în al doilea război mondial, deci între 30 și 23 august 1944, deci în 14 ani, adică mai mult în al doilea război mondial, au rămas 426.000 de supraviețuitori. Deci,
Ăștia 426.000 erau inclusiv evrei din Bucovina de Nord și Basarabia răpită de bolșevici. La recensământul din 1977 mai erau în România doar 24.667, hai să zicem 25.000 de evrei, deci un orășel precum Moltenița. Restul de 402.263 renunțaseră de bună voie la cetățenia română dobândită anterior. Deci vă repet fraza. Restul de 402.263 de evrei renunțaseră de bună voie la cetățenia română dobândită anterior. Deci, practic, logica e că ei au venit în România, că a fost bine, nu-i omora nimeni, s-au apucat să ia ferme în arendă, să facă camătă, să facă una, să facă alta, să facă cârcium. Ei n-au venit să muncească alături de poporul român, umăr la umăr, la sapă, da? Deci, se pune întrebarea. De unde a apărut cifra de 800.000 de evrei foști cetățeni ai României, dacă în 77, deci în 45 au plecat vreo 402.000 și în 77 mai erau doar, hai să zicem, 25.000 de evrei în România. Deci de unde apare cifra de 800.000? Din buzunar. Așa. Simion propune o colonizare forțată a României cu populație izraeliană pretinsă cu origini românești. Păi dacă au plecat de bună voie în 45 din România 402.000 de peste 402.000, înseamnă că pe ei durea la bască de România. Deci, așa, de ce vor să vină înapoi acum? Că se bat cu arabii acolo, aia e problema lor, nu e a noastră. Ei nu știu să trăiască cu ceilalți, au luat tot ce se putea lua de acolo, știți, și foarte mult care nu era a lor. El, de fapt, prin chestia asta, urmărește să împuște doi iepuri cu un glonț. El vrea o masă fidelă de votanți din Israel, deci 800 de mii, asta ajunge la câteva procente bune, să intri și în Parlament, și în Parlamentul European, și peste tot, și să fii și la ciolan, știi? Dar făcându-i să voteze ăia de acolo, 800 de mii, așa. Plus, el ajută în mod fraudulos accesul unor cetățeni izraelieni la fondurile Uniunii Europene, că dacă ăia 800 de mii ar deveni cetățeni români, chit că nu s-ar întoarce înapoi, dar avea și dubla cetățenie. Deci ăia ar putea să acceseze fonduri europene, pentru că Israelul nu e în Uniunea Europeană, deci nu poate accesa fond. Înțelegeți, e cu bătaie lungă. Așa. Deci întrebarea e așa. Poate suporta bugetul de stat cei încă 800 de mii, așa zis, cetățeni români, în momentul când România e jefuită la sânge, n-a mai rămas nimic, aproape nimic de furat, tot ce mai e se jefuiește fără milă. România a trimis 5.000 de cetățeni, 5 milioane de cetățeni să mănânce pâine amară printre străini. Poate să-și permită România să mai aibă încă 800 de mii de cetățeni în plus și ăștia vor facilități, vor fonduri, să presupunem că 800 de mii se întorc în România. E, unde stau ăștia 800 de mii? Că nu o să stea pe stradă, nu? Așa cum i-am ajutat pe ucrainieni, o să strângem și curea să-i ajutăm și pe ăștia, nu? Deci noi suntem proștii de servici, nu? Ia gândiți-vă, vă aștept la comentarii, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!